Bună ziua! Invitat la interviurile PS News de astăzi este domnul deputat Ovidiu Raiețchi, vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. Bună ziua, domnule deputat! Bine ați venit Bună la ziua, noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Domnule Raiețchi, vedem în ultima perioadă tot mai multe răzgândări în rândul coaliției de guvernare. Vin cu unele măsuri, le anulează, aduc altele noi, nu mai înțelegem nimic. Dumneavoastră, cât de sustenabil vi se pare în acest moment programul de guvernare? Sau vi se mai pare sustenabil? Cred că chiar și PSD-ul a înțeles că trebuie să renunțe la acest concept în comunicare, cel puțin. Pentru că ne aflăm cumva în situația, cred că se numea contractul cu România, propus de CDR în 1996, cu care a câștigat spectaculos alegerile, pentru că părea o propunere foarte solidă și profesionistă. Cam asta a făcut PSD-ul, a funcționat timp de un an, a funcționat pentru a câștiga alegerile și a funcționat pentru a-l dărâma pe premierul Grindeanu. De acum înainte nu mai funcționează pentru că oamenii au înțeles că au fost păcăliți, promisiunile s-au schimbat de la o zi la alta și mai mult decât atât s-a trecut dintr-o direcție în direcția cu totul opusă. Da? De la faptul că nu vor exista taxe noi, de la faptul că nu vor crește anumite impuneri, se ajunge la faza în care discutăm despre noi taxe și noi impozite. Deci, ideea e nesustenabilă și chiar PSD-ul renunță la ea. Construcția cu un PSD foarte serios și foarte, cum să spun eu, nemțesc așa în modul în care aplică programul de guvernare a căzut, s-a făcut țândări și de acum înainte nu-l vom mai vedea nici măcar pe Liviu Dragnea făcând trimitere la programul de guvernare. Cât despre răzgândelile astea, vă pot spune că oricine știe, chiar dacă nu ești un specialist în economie, că ai un principiu fundamental ca o economie să funcționeze cel puțin în zona de business. Predictibilitate. Oamenii de afaceri, și am participat la o întâlnire chiar în urmă câteva zile, primul lucru pe care îl cer este să aibă o politică fiscală predictibilă, de exemplu, pentru că ei trebuie să-și facă calcule pe un an, 2, 5, 10 ani în funcție de cât de mare e business-ul. Și trebuie să știe cu ce impozit lucrează. Ori gândiți-vă că noi de la o zi la alta aflăm că se pregătește un impozit global care nu se mai pregătește pentru că nu îl putem face decât peste un an sau poate peste 2 sau poate peste 4 ani. Cam vrem să impozităm veniturile bisericii, nu mai vrem să le impozităm, că pregătim nu știu ce impozit pentru chelneri, doctori, bacșiși pe care nu-l mai impozităm. Toată instabilitatea asta conceptuală face foarte, foarte rău economiei. Să înțelegem că PSD s-a aruncat cu capul înainte pentru voturi și PSD, cam asta a fost. Fiind în corzi pe tema justiției, a supralicitat masiv ceea ce era sustenabil pentru economie, pentru a obține un număr foarte mare de mandate, pentru a-și asigura puterea și pentru a putea să impună tot felul de măsuri în justiție. Despre asta e vorba. S-a ajuns la momentul în care decontează, pentru că e adevărat că în alegeri poți să trișezi, poți să promiți de 10 ori mai mult decât ești efectiv capabil să oferi, dar la un moment dat vei plăti prețul pentru asta. Și oamenii care ajung la tăieri în politică, la tăieri de salarii, de pensii, plătesc, cum să spun, extrem de dur și cred că PSD-ul va ajunge în situația asta. Dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, așa cum am enunțat anterior, considerați că este de bun augur cheltuirea întregului buget dedicat apărării pe 2017 pentru achiziționarea rachetelor Patriot? Că tot vorbeam de program de guvernare. Programul de modernizare pentru apărare prevede 8 elemente de achiziție care se vor face în următorii 10 ani. Cu alte cuvinte, ne interesează să cumpărăm sistemul Patriot, care nu vorbim doar de rachete, vorbim și de sistemul efectiv de lansare, de detectare și așa mai departe. Vorbim de programul pentru marină, da? Cele 4 corvete. Vorbim de infanterie mecanizată. Sunt, repet, 8 puncte care au fost
propuse de Ministerul Apărării și au fost aprobate în Parlament. Iar ele vor fi, de ele ne vom ocupa în următorii 10 ani. Nu vom cumpăra tot odată, pentru că nu putem, avem de cheltuit 9,2 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, nu cred că vom cheltui efectiv tot bugetul. Deci va fi o investiție pe termen lung. E o investiție pe termen lung și ea depinde foarte mult de ceea ce reușim să semnăm. Pentru că în Parlament, în comisiile de apărare, s-a aprobat cadrul mai degrabă în care urmează să liciteze, să negocieze Ministerul Apărării. Negocierea efectivă e încă, cum să spun eu, în dezbatere, pentru că depinde de acordul Statelor Unite. Acordul Statelor Unite a venit formal, a avut loc o discuție, dar până la momentul în care vom vedea racheta efectiv pe teritoriul României, mai sunt elemente procedurale. Categoric, toate aceste elemente care țin de modernizarea armatei sunt fundamentale și ele nu vin dinspre politicieni și nu trebuie să vină dinspre politicieni și nu trebuie să fie, cum să spun eu, vămuite sau cenzurate de către politicieni. Ele vin dinspre armata română. Armata română e cea care a pus pe hârtie un necesar, cum să spun eu, de bază, că noi avem o grămadă de programe de modernizare, dar trebuie să le prioritizăm cumva așa cum ne permit banii. Politicianul preia de la armată solicitarea și încearcă să negocieze în parametrii solicitați de armată cea mai bună opțiune. Și aici este o discuție foarte, foarte importantă în domeniul apărării. Dacă reușim să ținem o parte din bani și în țară, în industria de armament a României, prin colaborări cu cei care ne oferă tehnologia, sau dacă nu reușim să negociem lucrul ăsta și dăm banii producătorului. Va fi, în unele cazuri, nu ai ce să faci. Tehnologia este atât de bună și e deja făcută în exterior și o plătești acolo. Dar acolo unde se va putea negocia un parteneriat în care offset-ul, partea de producție, partea de mentenanță să se facă în România, asta înseamnă că păstrezi niște bani în România. Cât despre Patriot, este un sistem care e folosit nu doar în România, este un sistem folosit în tot flancul estic. Da? Și Polonia negociază pentru Patriot, sunt niște discuții și în statele baltice. Noi fiind aliați cu Statele Unite, cum să spun, în mod fundamental, ei fiind partenerii noștri și susținătorii noștri, e cumva normal, era cumva subînțeles că vom ajunge la Patriot, pentru că cu asta operează armata americană în mod prioritar și ea este coerentă și cu ce se întâmplă la TVSL, unde avem tot un sistem din Statele Unite. Cum vi se par toate aceste replici tăioase, cred că ați observat în ultima perioadă, dintre ministrul Tudorel Toader și Augustin Lazăr? Credeți că am putea să ne așteptăm la o demisie a lui Augustin Lazăr în următoarea perioadă? Sincer, nu cred. Eu cred că ne aflăm ca într-o scenetă cu nomenclaturiști comuniști care impun, din, nu știu, 88, care impun o sarcină într-un domeniu în care nu se pricep. Da? De exemplu, trece nomenclaturistul, vede lanul de grâu și spune că trebuie de două ori mai mult recoltat. Și urmează o pasare de răspundere de la nomenclaturist către oamenii care trebuie să aplice asta. La fel, exact la fel, mi se pare că se întâmplă și cu comisia asta. Domnul Dragnea are o problemă cu doamna Căveș, că în esență despre Evident. Asta e vorba. Da? Și transmite celor care sunt în comisia asta de anchetă, trebuie chemată Căveș. Cei din comisia de anchetă trebuie să-i facă cumva pe plac domnului Dragnea, drept pentru care, dar în același timp n-au efectiv ce să facă, drept pentru care să duc și fac un mesaj domnului ministru al justiției, domnului Toader. Trebuie chemată Căveș. Domnul Toader n-are ce să facă în povestea asta, pentru că una e o abordare politică și alta e o abordare strict legală. Cele două sunt ca un, știți, ca un încărcător care nu intră într-o priză, un încărcător din Estul Europei care nu intră într-o priză din Statele Unite. Sunt limbaje diferite. Și atunci, domnul Toader, ca să scape de povestea asta, îi scrie o scrisoare procurorului general.
procurorul general, ca să scape de poveste, se adresează CSM și tot așa. Deci e un trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, nu pot să fac aia, nu pot să fac aia. Și domnul Dragnea din nou fixează o sarcină care e transmisă în sistem și din nou sistemul nu poate să rezolve problema. E un dialog care va mai dura 2 luni, probabil, o lună, două, până se va încheia activitatea comisiei și vom închide jocul ăsta. Fără nicio concluzie? Probabil că vor fi făcute în legislație niște progrese în privința comisiilor de anchetă. Va fi mai clar ce poate să facă și ce nu poate să facă o comisie de anchetă. Lucru cumva necesar pentru că tot parlamentarii sunt cei care au compromis ideea de comisie de anchetă. Și eu dau mereu exemplu comisie făcută de domnul Victor Ponta ca să studieze ce se întâmpla pe la Turceni Rovinași. Da. Și după ce a făcut domnul Ponta o comisie de anchetă și a studiat așa o perioadă, câteva luni, domnul Șova a primit un contract de la Rovinar, cred, nu? Care e celebrul contract cercetat așa. Și după aia comisia n-a mai funcționat de anchetă. Nu e în regulă. Dacă vrem ca o astfel de comisii de anchetă ale Parlamentului să fie respectate, trebuie și noi să le respectăm și să le dăm un, cum să spun, un aer de lucru solid făcut. Ori până acum nu s-a întâmplat asta. Da. Domnule Raiețchi, mai avem opoziție în România? Cât de puternică este opoziția în acest moment în România? Opoziția este, cum să spun, puternică proporțional cu voturile de care a beneficiat. Nu este un moment spectaculos pentru opoziția din România și cred că mai durează 2, 3, 4 luni, probabil noua sesiune va schimba cumva paradigma, pentru că ne-am aflat în anul de grație de care beneficiază învingătorul din alegeri, în perioada de grație în care opinia publică decide dacă e mulțumită sau nu. Deci nu am avut cel puțin până acum o opoziție glorioasă, nici pentru că n-a avut în Parlament mandatele necesare ca să blocheze cu adevărat niște măsuri ale PSD-ului, nici pentru că nu se afla într-o perioadă propice pentru opoziție, fiind, repet, luna de miere, anul de miere după alegeri. Din septembrie cred că progresiv lucrurile se vor schimba. Credeți că echipa lui Orban va fi capabilă să câștige alegerile prezidențiale din 2019 și cele locale din 2020? Sunt lucruri îmbucurătoare care vin dinspre conducerea aleasă a PNL. În primul rând, faptul că e o conducere aleasă e un progres evident. În al doilea rând, sunt oameni de calitate și vă spun din perspectiva mea, de exemplu, secretarul general al partidului, domnul Robert Sighiartău, e un tânăr remarcabil. Pe domeniul meu de specialitate îl avem pe domnul Vlad Nistor, deci pe zona de apărare externe, ca prim vicepreședinte, care este din nou un profesor remarcabil. Am văzut două măsuri absolut corecte. În primul rând l-am văzut pe domnul Orban mergând în teritoriu și e o prioritate pentru că teritoriul trebuie adus înapoi alături de partid în perioada asta. El era cel cumva descurajat. Și în al doilea rând am văzut formate comisiile de specialitate care reprezentau o prioritate majoră, deoarece nu poți face comunicare dacă n-ai niște proiecte foarte bune pe care să le comunici. PSD-ul asta a făcut în alegerile parlamentare. A venit cu programul și abia pe urmă a făcut comunicare în baza programului. Noi, ca să venim cu programul, trebuie să avem comisii de specialitate care să gireze un program în care toată lumea să aibă foarte multă încredere. Deci, din punctul ăsta de vedere, numai domnul Orban și echipa lui ne pot demonstra cât de performanți sunt. În perspectiva prezidențialelor, acolo sigur va conta foarte mult prestația care până în momentul de față este excepțională a președintelui Iohannis. Tocmai asta voiam să vă întreb. Credeți că va fi înlocuit modelul Iohannis cu modelul Orban? Nu cred că e nevoie de o înlocuire, pentru că rolurile lor
în următoarea decadă vor fi diferite. Ludovic Orban va fi un președinte de partid, domnul Klaus Iohannis va fi un președinte de țară. Sunt convins că va fi candidatul PNL la următoarele alegeri prezidențiale și a exprimat dorința să aibă două mandate încă de la început. Iar PNL-ul susține categoric că a fost declarația oricărui lider al PNL. E de altfel primul președinte liberal din istoria partidului, performanță, și evident că rămâi atașat de primul președinte pe care l-ai dat tu ca partid. Veți accepta o fuziune cu PMP sau chiar cu USR? E genul de întrebare la care orice răspuns poate să fie cumva greșit, pentru că o fuziune cu PMP, așa cum arată el acum, adică cu Traian Băsescu, nu, de exemplu. O fuziune cu USR, cum să vă spun, dacă spun da, cei de la USR vor da un comunicat de presă și vor spune că ei niciodată nu se vor uni cu un partid în vechiul sistem. Trebuie discutat punctual. Până acum eu nu știu de o discuție serioasă și aplicată pe subiectul ăsta. În momentul în care vom avea niște date concrete, răspunsul poate să fie da, poate să fie nu, dar, repet, la PMP, de exemplu, ai o precondiție majoră, dispariția lui Traian Băsescu din peisaj, ceea ce nu cred că ar accepta Traian Băsescu, nu cred că ar accepta PMP. În urmă cu câteva zile, ați anunțat că intenționați să inițiați un proiect de lege care să protejeze dreptul femeilor de a lupta în spații publice. De unde a pornit această mișcare contra acestei idei de a lupta în spațiu public? Eu m-am întâlnit cu solicitarea, cu ideea din partea unui grup de mame. Sunt mai multe asociații specializate care aveau și o petiție publică semnată de peste 10.000 de oameni, din câte știu eu, plecând de la niște cazuri concrete. Cazuri concrete, vă pot da exemple în România, dar și în spațiul european, pentru că subiectul e cumva ține de Uniunea Europeană și chiar și de alte zone. În România am avut cazuri în care mame care alăptau într-un hotel, de exemplu, sau într-un mijloc de transport au fost jignite și evacuate din spațiul respectiv. La nivel european avem zeci de cazuri raportate. Cel mai flagrant, dacă vreți, e un caz, cred că din Germania, în care o mamă a fost dată afară dintr-o cabină de probă a unui magazin, unde a lăptat cu ușa închisă, fără să deranjeze pe nimeni, motivul fiind că, citez, laptele ei miroase și deranjează pe trecători. Deci, grație tehnologiei și grație faptului că femeile pot să vorbească mai mult acum decât o făceau în urmă cu, nu știu, câteva decenii, opinia publică a aflat tot mai mult de cazuri în care o mamă, aflată în situația de a-și hrăni copilul, este discriminată, din acest motiv. Îi se refuză servicii. Dacă alăptezi la mine în restaurant, nu o să-ți dau o apă sau așa. Este evacuată din spațiul respectiv, este jignită și așa mai departe. Odată ce a apărut mișcarea care conștientizează lucrul ăsta, a apărut legislația care să protejeze mamele. În Marea Britanie, în 2010, a apărut Equality Act, care prevede explicit pedepse pentru astfel de discriminări pe alăptare. În 2005, în Scoția, a apărut Breastfeeding Law, la fel, asta chiar specializată pe problema alăptării, dar există legislația în Statele Unite, în Australia și așa mai departe. Ce spune legislația asta în esență? Spune că e contravenție să împiedici o mamă să-și hrănească copilul într-un spațiu în care mama respectivă are dreptul legal să fie, într-un spațiu public. Atât și nimic mai mult. E o contravenție și se sancționează cu amendă. De ce? Pentru că mama este singurul om care poate să decidă ce e mai bine pentru copilul ei. Nu un trecător, nu patronul mallului, nu un, știu eu, bodyguard dintr-un hotel. Mama este în măsură să decidă,
cum își hrănește copilul, acoperită, descoperită, asta ține de sănătatea copilului, în primul rând, dacă poate să fie foarte cald și așa, și unde își hrănește copilul. Nu poți obliga o mamă să se ducă la toaletă, nu poți obliga o mamă să se ducă nici măcar la o toaletă pentru mamă și copil, pentru că toaleta respectivă poate să nu fie suficient de igienică. Mama e singura care are toate datele. Credeți că ar trebui construite, nu știu, spații speciale pentru alăptare în instituții, în, nu știu? Categoric ar fi un câștig. Categoric, în modul acesta ai proteja intimitatea mamelor care nu vor, nu pot să alăpteze într-un spațiu ceva mai public, dar asta durează foarte mult. Pentru asta ai nevoie de o altă legislație care să impună asta. Și până când vor fi instituțiile capabile să creeze un astfel de spațiu, poate să dureze decenii. Și în plus, una e, repet, să ai o cameră mama și copilul special pentru alăptat și alta e să ai o cameră mama și copilul cum mai ai astăzi în diferite instituții, care este de fapt o toaletă pentru copil și care în foarte multe cazuri nu e îngrijită satisfăcător, motiv pentru care mama refuză și crede că e mai sănătos să o facă într-un colț undeva retras, dar totuși ăla e spațiu public și trebuie să o protejezi într-un fel. Într-adevăr. Pe final aș vrea să discutăm puțin și despre pericolul acesta care pândește Europa. Vedem ce s-a întâmplat aseară în Barcelona. Cum vedeți toată această situație? Unde ajungem? De ce s-a ajuns aici? E o discuție foarte amplă care ar necesita câteva serii de interviuri. Pe scurt. Aș puncta în primul rând poziția României din punctul ăsta de vedere. Noi avem victime datorită globalizării sau din cauza globalizării în cazul de față. Am avut victime la Londra, avem victime în Spania. Din fericire, România până în momentul de față nu a fost expusă, deși în jurul nostru am avut cazuri serioase, cum ar fi în Bulgaria. Și lucrul ăsta se datorează, pe de o parte, faptului că România nu e o vedetă mediatică de nivelul Spaniei sau Marii Britanii, dar pe de altă parte se datorează și intervalului în care ne aflăm din punctul de vedere al relației cu lumea musulmană. România a avut o relație foarte bună cu lumea arabă în perioada Ceaușescu. Am avut sute de mii, zeci de mii de studenți de-a lungul a zeci de ani care au avut legături cu România și au întemeiat familii și care s-au atașat de România. Și care, nefăcând parte din generații din astea radicale, extremiste, nu au creat probleme și mai mult decât atât ne-au protejat. Sunt momente în istoria recentă a României în care studenți arabi care au trecut prin România, prin centrele din București, Iași, Cluj, din perioada dinainte de 89, au ajutat România. Când cetățenii români de peste hotare au fost în situații limită, ei ne-au sprijinit din punctul de vedere al securității. Generația nouă, radicalizată sau mai predispusă să se radicalizeze, mai ales din zona Maghreb, n-a mai venit după 89% din România. Și atunci noi n-avem o masă critică din punctul ăsta de vedere. Și dacă vă uitați la cei radicalizați din România, o să găsiți niște români. Sunt două cazuri de români care au ajuns în situația de a fi reținuți, arestați pentru probleme de terorism. Unul care urmărea baza de la Cogălnicianu, cred, în urmă cu vreo lună, două. Și cazul unui copil, unui tânăr care, mă rog, era mai platonic, dar într-o zonă mai islamistă, efectiv. Aici o să apară problema. Dacă România va fi vreodată o țintă pentru radicalii islamiști, va fi o țintă în zona bazelor militare, care sunt în continuă dezvoltare. Nu avem Cogălnicianu, avem în centrul României baze militare de interes și arestarea din urmă cu o lună, două, a arătat că acolo ar putea să fie interesați. De asta avem nevoie
revenim la discuția despre PSD. Mie mi-e groază dacă România, Doamne ferește, ar ajunge vreodată o temă de interes pentru teroriști, ce faci cu oameni precum Carmen Dan, de exemplu, de la Ministerul de Interne, care e obligat să facă o ședință de urgență pentru coada de la Pașapoarte, că nu reușește în 2-3 luni de zile să aducă 10 funcționari în plus ca să n-ai coada la Pașapoarte. Ce face un astfel de minister dacă are o provocare reală și majoră pe o speță de siguranță națională? Dacă ea nu poate să, repet, să rezolve în luni de zile și ajunge să facă ședință de urgență pentru Pașapoarte, tema e majoră și sigur că publicul e revoltat, dar n-ar trebui să o rezolvi cu o ședință de urgență la care să participe ministrul. Asta ar ține de bunul simț administrativ. Ședințele de urgență sunt pentru astfel de situații grave și, repet, mi-e groază cum ar acționa un specialist precum doamna Carmen Dan. Domnule Raiețchi, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație.